Bună dimineața tuturor, mulțumim reprezentanților mass media, mulțumim celor care ne urmăresc pe rețelele de socializare. Ne revedem în formatul de conferință de presă după aproximativ 3 luni. Ultima dată când ne-am văzut pe 2 martie cu ocazia semnării contractului de finanțare pe drumul județean Nicolae Bălcescu Fărăoani, anticipam o criză de sănătate, dar nu ne așteptam că ne vom mai vedea în acest format atât de târziu, peste 3 luni. Mă bucur să ne reîntâlnim sănătoși, dar momentul ales pentru conferința de presă de astăzi este sigur generat și de faptul că această criză de sănătate, criză sanitară, sperăm să se apropie de sfârșit și este ca un apel și un semnal de încredere și pentru cetățenii municipiului Bacău, cetățenii județului Bacău, dar este și un moment de bilanț pentru cei 4 ani de guvernare locală, atât cât a avut Partidul Social Democrat în județul Bacău. Mâine se împlinesc 4 ani de când organizația județeană PSD Bacău câștiga peste 60 de primării, câștiga președinția Consiliului Județean. Rezultate notabile din punct de vedere politic, dar care trebuiau ulterior, în cei 4 ani scurși, trebuiau confirmați prin realizarea cât mai multor obiective promise în campania electorală din 2016. De aceea astăzi ne prezentăm într-un fel la ora bilanțului, după 4 ani de guvernare locală, repet, și 3 ani de guvernare la nivel național. Primele 6 luni și ultimele 6 luni PSD-ul n-a fost la guvernare, vă reamintesc, nici a doua jumătate a lui 2016, nici prima jumătate a lui 2020, dar în 2017, 2018 și 2019 PSD-ul a fost la guvernare și la nivel național și evident și la nivel local și de aceea am considerat că este de bun simț să prezentăm un raport de activitate cât mai explicit, cât mai pe înțelesul tuturor și cât mai pe scurt, cu realizări și în plan local, dar și în realizări de interes județean sau de interes regional. După ora 11 va fi un filmuleț disponibil și pe rețelele de socializare unde trecem în revistă obiectivele cele mai importante finalizate sau demarate pe timpul guvernării PSD. Eu am să trec în revistă pe repede înainte faptul că s-au realizat și au început niște investiții importante în județul Bacău, cum ar fi centura ocolitoare a municipiului Bacău, investiții de amploare și fără precedent în infrastructura rutieră, fie că vorbim de drumuri comunale, drumuri județene și chiar autostrăzi, pentru că sunt primii 16 km de autostradă din Moldova. N-aș trece ușor peste apropiata finalizare a podului de la Onești. Aș vrea să realizăm și importanța investiției de la Aeroportul Internațional Bacău. Acum se lucrează acolo din plin la modernizarea pistei, dar noi am tratat aeroportul ca pe un întreg complex, de la modernizarea străzii până la modernizarea terminalului parcare și, bineînțeles, acum la final pista. N-aș omite investițiile în domeniul sănătății, unde cea mai importantă, din punctul meu de vedere, a fost investiția pe radioterapie, au mai fost investiții în sănătate și vor mai fi. Inclusiv aseară s-au dat în folosință 2 etaje la Spitalul Municipal strict pentru lupta împotriva COVID-ului și faptul că o structură care 10 ani a fost un permanent șantier și vizitată de politicieni, mă refer 2006-2016, faptul că aseară a prins viață este un lucru notabil și care ne face să fim plini de speranță pentru viitor. Mă opresc aici, am să predau microfonul încet, încet la toți colegii mei, sunt toți cei 7 parlamentari, 5 deputați, 2 senatori, președintele Ligii Aleșilor Local, primarul Comunei Săucești, domnul Valentin Manea, președintele Consiliului Județean, domnul Sorin Brașoveanu, fiecare va avea câte o intervenție prin care să susțină tot ceea ce am spus în acești ani și
cu ce vom finaliza și această conferință de presă și acest bilanț de 4 ani, și anume că avem, suntem organizația politică, ce avem orgoliu a spune că ne-am ținut de cuvânt și putem sta cu privirea sus în fața electoratului. Am să rog pe președintele executiv al organizației județene PSD Bacău, domnul deputat Lucian Șova, să aibă următoarea intervenție. Eu vreau să vă vorbesc despre ceva ce cred că ne diferențiază față de alte organizații politice din județul Bacău, dar nu numai. În anii care au trecut, am făcut multe lucruri care trebuiau făcute și mă refer aici la construcții sau reabilitări de drumuri, construcția centrului Bacău, investiții în infrastructură școlară, locală sau municipală, în sănătate. Însă am făcut lucruri care exprimă faptul că am avut viziune. Pentru că n-am lăsat la merge și așa o serie de obiective care astăzi par a fi banale, dar nu sunt. Și mă refer aici la radioterapia de la Spitalul Județean Bacău. Niciun spital județean nu mai are așa ceva. Viziunea noastră a fost ca să avem așa ceva. Mă refer aici la modernizarea aeroportului. Multe aeroporturi nu sunt modernizate, inclusiv aeroportul Otopeni, de zeci de ani. Bacăul, condus de PSD, a modernizat și am îndrăznit să credem și să facem ca acest lucru să fie făcut și cu fonduri europene. Am vorbit despre centura Bacău, care e din categoria lucrurilor care trebuiau făcute, vorbim de drumurile naționale din toate punctele cardinale ale județului care trebuiau făcute, dar de zeci de ani nu fuseseră făcute și nu este o întâmplare că au fost făcute totuși în câțiva ani, și arătăm în continuare băcăoanelor și întregii Moldove că avem viziune. Cred că acest lucru ne diferențiază fundamental de oricare altă organizație politică, nu numai din județul Bacău, ci chiar, aș îndrăznesc să spun, din toată regiunea Moldovei. Ceea ce susținem noi se dovedește că nu este o aventură politică sau administrativă. Autostrada Bacău-Brașov este un proiect pe care l-am pornit atunci când nimeni nu vorbea despre el decât așa, ca o alternativă științifico-fantastică. Băcăoanii trebuie să știe că visul organizației PSD Bacău este ca proiectul nostru de țară pentru local, este ca să facem din orașul Bacău și din județul Bacău ceva ce să-l diferențieze, să creeze bunăstare în zonă, să facă, să dea un rost existenței cetățenilor acestui județ. Centrul regional al transporturilor din Moldova nu este o întâmplare, că până la urmă va fi Bacăul. Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru conciziile domnului deputat Șova. Domnul secretar general al organizației cetățenii PSD Bacău, domnul deputat Emil Cătălin. Bună ziua, vă spun și eu. Am să fac și eu o radiografie a investițiilor din Valea Țeletinului, între Helciului și Colinele Tutuvei, acolo unde știți că de ani de zile mă preocupă zona aceasta. Și am să vă spun pe scurt că în ultimii 3 ani de zile, pe plan național de dezvoltare locală, am reușit să aducem în zona respectivă investiții de peste 40 milioane de euro, investiții în apă și canalizare, în drumuri, podețe, dispensare, școli și grădinițe. De asemenea, foarte important pentru noi, sunt investițiile în drumurile județene de pe acele coline, drumuri județene care n-au fost niciodată asfaltate. Aș reaminti aici drumul de la Horgeș-Răcătău, drumul de la Filipeni-Godovana, drumul de la Stărnișești-Motoșeni, drumuri care încubează o valoare de peste 18 milioane de euro și circa 18 kilometri. Drumuri care vor aduce dezvoltare, vor aduce confort în aceste zone. Dar corolarul la aceste investiții, după părerea mea și a noastră și a conducerii județene, o reprezintă
investiția pe fonduri europene de peste 41 de milioane de euro, investiția care leagă satul Icușești, dacă nu mă înșel, din județul Neamț, de comuna Podoturcului. Investiție de 95 de kilometri de drum european, care trece prin 11 localități și acoperă o populație de peste 60.000 de locuitori. Așa cum s-a spus aici, sunt mândru, sunt bucuros, pentru că am reușit investiții fără precedent și așa cum îmi place mie, că sunt militar de carieră, să vă spun că misiunea organizației PSD e îndeplinită. În final, aș vrea să mulțumesc tuturor celor implicați, de la primari de localități, de la consilieri locali, echipei Consiliului Județean Bacău, președintelui Consiliului Județean Bacău și echipei lui, și vă promitem că nu ne oprim aici. Vă mulțumesc! După cum observați, încercăm să fim foarte succinți ca să vorbim toți și să avem loc și spațiu pentru întrebări. Mulțumesc! Aș vrea să transmit băcăoanilor, conduc o instituție care astăzi toate investițiile majore ale județului și urmează cursul, nu avem nicio investiție blocată în achiziții sau în contestații. Sunt proiecte de peste 350 de milioane de euro din fonduri proprii, dar și din surse atrase, surse finanțări europene nerambursabile, finanțări din guvernarea social-democrată, bani pe care Consiliul Județean Bacău i-a investit în infrastructura aeroportuară, rutieră, de sănătate și în sistemul de servicii sociale și care se află astăzi în diverse faze de execuție. Proiectare, obținere, autorizații, dar majoritatea sunt efectiv în ordine de începere, în execuții sau chiar finalizate. Sunt investiții care își continuă și dezvoltă în mod firesc și coerent proiectele începute din mandatele anterioare și reprezintă rezultatul unei munci susținute în echipă, a unei conlucrări eficiente între primari, consilieri județeni, colegii mei parlamentari, aparatul de specialitate a Consiliului Județean și al instituțiilor subordonate. Fără falsă modestie, putem spune astăzi că județul Bacău este un șantier. Într-adevăr, ne ținem de cuvânt și ne-am respectat promisiunea față de bacăoani și față de noi. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Unii au spus că, într-un mod lamentabil și destul de jignitor, dar chiar și ridicol, că PSD-ul a aliniat cea mai slabă candidatură de primar din ultimii 30 de ani. Noi avem proprietatea terenului și cred că suntem mândri că suntem o organizație care ne-am ținut de cuvânt, dar suntem capabili de a asuma și două, trei eșecuri la nivel administrativ. Și le-am explicat și ne le-am asumat destul de tranșant la momentul respectiv. Acum un an ne-am despărțit de primarul Târgovnei, domnul Șilochi, și predau microfonul doamnei deputat Teodora Șatcan, care este deputat de acea zonă, Unești Târgovna, și nu numai, dar care are o explicație pentru ceea ce s-a întâmplat la Târgovna și câteva intervenții legate de domeniul de educație. Mulțumesc! Din păcate, eu nu pot începe cuvântul atât de optimist cum au făcut-o colegii mei, pentru că în zona mea de responsabilitate politică s-a fost și orașul Târgovna. La fel ca toate celelalte primării, la început de mandat, primăria Târgovna cu primarul Ștefan Șilochi a fost susținută atât prin alocările bugetare, cât și prin direcțiile de dezvoltare prevăzute în programul de guvernare a PSD, cu posibilitatea de a finanța și de a investi în infrastructura de educație.
Astfel, în orașul Târgu Ocru au fost semnate contracte de finanțare pe infrastructură educațională în valoare de 7,8 milioane de euro. Până astăzi, din această sumă, au fost absorbite numai 15% din fonduri. Pentru noi, asta este și a fost și la momentul anului trecut un punct de inflexiune, o îngrijorare, din păcate, dovedită și astăzi, după un an de zile, că așa cum primarul Ștefan și locul nu a fost capabil să asfalteze mai puțin de un kilometru de drum până la Salina Târgu Ocna și a fost necesar ca locuitorii orașului Târgu Ocna să blocheze acel lucru. Au fost necesare intervențiile repetate de la cel mai înalt nivel guvernamental și parlamentar ca acest drum să fie asfaltat și disconfortul creat cetățenilor, dar mai ales disconfortul creat celor care își doreau să vină să viziteze Salina Târgu Ocna să fie înlăturat. Nu este, din păcate, singurul eșec în administrația primarului Ștefan Șilochi. Pot să aduc în atenție inclusiv Casa de Cultură cu finanțare din 2015, care nici astăzi nu este finanțată. Astea sunt motive care mă fac pe mine, cetățeană orașului Târgu Ocna și deputat PSD, să spun locuitorilor din Târgu Ocna că am greșit, dar această greșeală pe care am identificat-o, am formalizat-o acum de zile, dar ea a fost identificată de organizația județeană de partid cu mult mai înainte, ne-am despărțit de acest primar non-performant. Și este un gest pe care noi l-am făcut îndreptățit, pentru că în jurul orașului Târgu Ocna, înseamnă și zona mea de responsabilitate politică, pot să spun că avem primari destoinici care au performat, care s-au remarcat prin investiții într-o sumă care mie mi se pare demnă de a fi remarcată, de 63 de milioane de euro. Acești primari nu s-au mulțumit să acceseze doar fonduri guvernamentale, care, după cum se știe, sunt într-o altă măsură mai ușor de implementat, pentru că din cei 63 de milioane de euro, 25 de milioane de euro sunt pe fonduri guvernamentale, iar 25 de milioane de euro sunt pe fonduri europene. Practic, primarii din zona mea de competență au reușit să acopere programele pe care au candidat la funcțiile de primar, acoperind tot ceea ce se cheamă investiții în infrastructură de orice fel, fie că vorbim de infrastructură rutieră, de infrastructură de apă, canal, regularizări de cursuri de apă, construcții de poduri, inclusiv infrastructură de sănătate prin construirea unui dispensar la Odus. Dar nu în ultimul rând, și ăsta este un domeniu care mie este și familiar și foarte drag, este vorba de infrastructură educațională. În zona mea de responsabilitate s-au absorbit fonduri și s-au construit, modernizat, dotat 11 instituții de învățământ. Mulțumesc, doamna deputat. Domnul vicepreședinte, deputat Castelul Alba. Mulțumesc, domnule președinte, stimați reprezentanți ai presei, stimați cetățenii Bacăului, și în zona pe care o coordonez politic, au avut loc investiții fără precedent în toate domeniile, educație, sănătate, infrastructură, sport, cultură. Suma acestor investiții este de peste 45 de milioane de euro. Aș remarca faptul că în zona de sud a județului s-au construit 6 grădinițe noi, o școală nouă și de asemenea există o lucrare de investiții foarte importantă. Este vorba despre 15 km de drum județean care nu au fost asfaltați niciodată. Această lucrare are o valoare de peste 310 milioane de euro.
aproximativ 10% din valoarea șoselei de centură a Bacăului. Este vorba despre o lucrare complexă cu reabilitări, lucrări de infrastructură, coduri și așa mai departe, care este de remarcat pentru județul Bacău, pentru că nu a fost asfaltat, acel drum a fost asfaltat niciodată și probabil că cetățenii din acea zonă nu își imaginau că această lucrare va fi făcută vreodată. Aceste investiții s-au realizat din fonduri europene, din fonduri guvernamentale, cu fonduri de la buget local. Ceea ce este important că după 4 ani de guvernare locală și 3 ani de guvernare națională, echipa PSD Bacău s-a ținut de cuvânt și poate spune oricine orice despre noi, însă cetățenii județului Bacău văd la tot pasul ceea ce s-a realizat în ultimii ani și cu siguranță ne vor sancționa sau ne vor premia pe descăzători la următoarele alegeri. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule deputat. Domnul deputat Claudiu Ilișanu. Bună ziua, vă spun și eu. În calitate de responsabil de zona apoiului Casărului, astăzi vreau să vă spun că și primarii noștri de pe Valea Tazărului s-au ținut de cuvânt și astăzi, după 4 ani de mandat, au implementat aproximativ 80-90% din ce au promis în 2016. Investiții realizate pe zonă sau în curs de realizare, astăzi sunt undeva la aproximativ 50 milioane de euro, reprezentând apă, canal, drumuri, infrastructură, școlară, sănătate și așa mai departe. În schimb, în această zonă, vreau să aduc în atenție opiniei publice un lucru care pe mine mă bucură și în calitate de responsabil politic de zonă și în calitate de tânăr părinte. Vreau să vă spun că astăzi, în timp ce vorbim, am început lucrarea la a șaptea grădiniță din această zonă. Primarii nu au înțeles necesitatea investițiilor în infrastructura preșcolară și în timpul acestui mandat 2016-2020 au alocat undeva în jur de 3 milioane de euro în investiții pe infrastructura preșcolară. Aș vrea să vă mai spun că a șaptea grădiniță a început astăzi, a opta este la stadiul de avizare la drumurile naționale din Comuna Scoțeni, o grădiniță în jur de 1 milion de euro semnată prin fonduri europene, programul operațional regional, care, din punctul meu de vedere, cred că va fi o grădiniță unicată în județul Bacău, prin forma sa arhitecturală și foarte complexă, include inclusiv un cabinet medical, parc, loc de joacă pentru copii, sală de mese și așa mai departe. În încheiere, aș vrea să, prin această cale, aș vrea să le mulțumesc primarilor noștri din zonă și consilierilor locali pentru munca depusă în acești 4 ani și pentru aduce investiții pentru a crea o infrastructură mai bună pe Valea Tazărului. Mulțumesc! Președintele Ligii Aleșilor Locali, primarul Comunei Săucești, președintele Asociației Comunelor din județul Bacău, unul din cei mai performanți primari din județul Bacău, domnul Valentin Manea, care va prezenta așa va face un rezumat a investițiilor în mediul rural în județul Bacău în ultimii 4 ani. Mulțumesc, doamna președinte! Bună ziua, doamna judeților! Mă aflu aici și sunt onorat pentru acest lucru în calitate de reprezentant al administrației publice locale, proiecte al primarilor de Bacăuani. Fac parte din trei structuri asociative
două, una administrative și una politică. Dar ceea ce vreau să surprind astăzi și cred că știu bine ce vorbesc, de fapt, noi încheiem un exercițiu administrativ de 4 ani. Primarii și aleși locali. Acest exercițiu administrativ ne-a bucurat să-l îndeplinim în proporție de 80-90%, așa cum spuneam și de decesorii mei, vorbitori, prin faptul că am reușit, am încercat și am reușit să spunem așa, să aducem oamenii din mediul rural o administrație publică modernă. Când spun administrație publică modernă, mă refer la faptul că primarul de astăzi nu mai este acel primar reprezentant al gospodarilor de localități din mediul rural, ci putem vorbi despre primarul de astăzi ca manager de proiect, ca posibil consultant și, de ce nu, un performer în ceea ce privește acordarea de principiu a serviciilor administrației locale. În acești 4 ani, primarii băcăuani și nu numai s-au bucurat de o largă posibilitate de finanțare și accesare a unor proiecte pe structurate pe 3 modele, și anume un program, programe guvernamentale, programe de finanțare europeană și, de ce nu, și nu în ultimul rând, proiecte pe buget local. Primarii Băcăuani, pe care le prezint aici, au reușit, cum spuneam și ceilalți vorbitori, să atragă nu numai pe program de finanțare național, dar mai ales pe programe de finanțare europeană, o multitudine de proiecte, și când mă refer la acestea, mă refer la cele 3 categorii. Infrastructură rutieră, infrastructură de utilități, utilități vorbim despre apă, canal, despre gaze, despre servicii de utilitate publică, infrastructură iluminată public. Mă refer la infrastructură educațională. În județul Bacău se construiesc foarte multe grădinițe în localitățile rurale, școli, s-au construit deja, s-au finalizat proiecte și sunt în curs de finalizare. Vorbesc despre exercițiu financiar 2014-2020. Sunt mândru că fac parte dintr-o echipă care s-a preocupat foarte mult de viața din mediul rural, de performanțele pe care primarii băcăuani din mediul rural le-au putut și le obțin în continuare. Și ca un mic exemplu, vreau să vă spun că la nivelul Comunii Săucești, în cei 4 ani, m-am structurat pe proiecte de finanțare guvernamentale, 2 proiecte pe PNBL, 6 proiecte pe fonduri europene și buget local, restul despre care v-am vorbit. Vreau să vă spun că în cei 4 ani am reușit să atragem fonduri de aproximativ 11 milioane de euro la nivelul Comunii Săucești. Echipa de astăzi a primarilor Băcăuani salută exercițiul administrativ pe care cu responsabilitate noi l-am oferit în cei 4 ani și sperăm ca ceea ce visăm noi la mediul rural, la adopțiunea de gaze, să nu fim lăsați și să fim ajutați în continuare, pentru că este un deziderat extraordinar în ceea ce vrește confortul oamenilor din locația pe care îi conducem. Mulțumesc mult că fac parte din această echipă. Mulțumesc, domnule primar. Cu domnul senator Miron Smarandache am convenit că vom face acest gen de comunicare publică în a 3-a decadă a lunii iunie, în zona Mâinești, Dărmănești, Poduri, pentru că acolo avem Mâinești, Comănești, Dărmănești, Poduri, avem și realizări acolo unde avem primari. Nu avem primari la Mâinești, Comănești și Dărmănești. Sunt niște probleme mai delicate acolo, generate și de ce s-a întâmplat în 2017, așa că am convenit să organizăm acest exercițiu de comunicare publică și dialog cu mass media și cu cetățenii în zona respectivă în ultima decadă a lunii iunie. Închei prin a prelua pasa de la domnul primar Manea. Guvernarea PSD a atacat cu mult curaj subiectul
investițiilor în alimentare cu gaze. Sperăm ca viitoarele guvernări să nu abandoneze acest subiect pentru că, sau acest domeniu, pentru că este mare așteptare în mediul rural pentru acest gen de investiții. Iar pentru domeniul de infrastructură, apă, canal, probabil că în următoarele săptămâni în județul Bacău vor veni câteva vești importante pentru următorii 4-5 ani, investiții în alimentare cu apă și canalizare de câteva sute de milioane de euro bune, așa cum a fost programul operațional, se chema de mediu la momentul respectiv, ulterior a devenit POIM, semnat în 2011, care abia acum s-a finalizat implementarea lui, a durat vreo 9 ani. Acum ne pregătim pentru a doua etapă, care înseamnă câteva sute de milioane de euro, dar toate la timpul lor. Astăzi am încercat să parcurgem cât mai rapid, cât mai succint, cât mai explicit un bilanț a 4 ani de guvernare locală. Repet, vorbim și numele primarilor cu care am ținut legătura în toți acești 4 ani. Mai sunt foarte mulți dintre ei și vor face acțiuni similare în comunitățile lor de prezentare a bilanțului. Este firesc să prezinți un raport de activitate și un bilanț celor care ți-au dat prin votul lor puterea de a duce comunitățile mai departe. Și repet, cu două, trei excepții, noi avem mândria de a spune că ne-am ținut de cuvânt și sunt convins că acest lucru va fi reconfirmat atunci când vor fi alegeri. Iar alegeri vor fi atunci când trebuie să fie și când va permite, când starea de lucruri va permite acest lucru. În mod normal ar fi trebuit în luna aceasta să fie alegeri locale. Sănătatea oamenilor este bunul cel mai de preț și trebuie protejat. Cu siguranță, chiar dacă unii își mai doresc probabil și astăzi alegeri anticipate, cu siguranță nu vom mai avea alegeri anticipate și nici nu vom avea alegeri în aceeași zi pentru parlamentare și locale. Când vor fi alegeri în România, vom vedea. Important este că pentru noi, ca organizație politică, cei care au câștigat funcțiile acum 4 ani, peste 60 din cei care au câștigat funcțiile acum 4 ani, s-au achitat de misiunea încredințată de oameni și de ceea ce au promis oamenilor în luna mai 2016. Acum trecem la întrebări. Orice fel de întrebare este binevenită pentru a lămuri lucrurile și publicul. Am eu o întrebare. De la legere, ce ați dus parlamentar, cât va fi mari, și mai nou ați câștigat cumva parlamentar de legere la ADE, cum s-a scris în grupul PSD. La București se vorbește de alianță cu toată România și vreau să vă întreb ce politică de alianță aveți pentru alegeri locale. Dacă facem un bilanț al funcțiilor, în primul rând că nu avem parlamentari. Eu sunt convins că dacă întrebați la filiala ALDE cine este președinte, veți primi același răspuns pe care l-ați primit în ultimii 12 ani. N-am pierdut foarte mult ca organizație politică. Noi am avut cel mai omogen grup parlamentar de 8. Acum el numără doar 7 parlamentari, dar să nu uităm că între timp s-a mai adăugat un europarlamentar. Și totuși, din sânul acestei organizații a plecat fostul președinte executiv al organizației în una din primele, dacă nu 5 funcții în statul român, cu siguranță în primele 10. Asta spune ceva despre puterea acestei organizații din ultimii ani. Și la final, până la urmă, n-am pierdut pe nimeni, dimpotrivă am câștigat și ci eventual ne-am despărțit de unii care n-au performat administrativ. Eu vă rog să faceți un bilanț și să vă vedeți dacă vreodată o organizație politică și-a recunoscut eșecul administrativ de maniera în care a făcut organizația județeană PSD Bacău. La Târgu Ocna v-a detaliat și am parcurs 2019 împreună despre ce s-a întâmplat la Târgu Ocna. Pregătim o garnitură complet nouă la Târgu Ocna și sunt convins că vom recâștiga încrederea electoratului, încredere care a fost risipită de fostul nostru coleg Șilodi. Deci, organizația Bacău și din punct de vedere administrativ și din punct de vedere politic, cred că este pe plus. Noi am
Dincolo că astăzi ne-am întâlnit cu mass media, de vreo săptămână ne întâlnim cu președinții de organizații și cu primarii, peste 60 de primari din județul Bacău. Am parcurs cam două treimi din aceste organizații. Nu există o apetență pentru niciun fel de alianță în aceste localități. Sigur, din punct de vedere politic, funcție de data alegerilor, funcție de celelalte alianțe care se vor petrece pe partea dreaptă a eșichierului politic, nu putem exclude colaborări punctuale în anumite localități sau chiar la nivelul județului. Deci nu putem exclude. Sunt multe localități în care, cu siguranță, nu vom avea foarte multe localități în care nu vom avea niciun fel de alianță, cu excepția, sigur, dacă la nivel național se va face o alianță de sus până jos, ceea ce îmi vine greu a crede și îi dau șanse foarte mici de reușită, atunci sigur că ne vom conforma și noi. Dar altfel vom avea foarte puține localități în care vom avea parteneriate punctuale cu anumite partide, pentru că încercați să vă imaginați la Târgu Ocna o alianță PSD Pro-România. Practic am compromite tot discursul nostru din anul 2019 și din 2020. Și mai sunt localități de acest gen, chiar și la Buhuș. E complicat. De la caz la caz, și n-aș vrea să generalizez, dar în anumite localități, acolo unde există interes reciproc, s-ar putea să existe această formă de colaborare. În septembrie ați avut membru și pe domnul Cosmin Nicola. Cum apreciați mandatul? Pentru că totuși trebuie să vorbesc și treaba că nu e ceva că cum apreciați mandatul dumneavoastră? Bun, mai am explicat la momentul respectiv din ce motive ne-am despărțit politic. Dincolo de faptul că insula de Agrement nu este nici acum dată în funcțiune, cred că cea mai mare nemulțumire a noastră legată de Primăria Bacău este faptul că relația cetățean-funcționar din Primăria Bacău, fie el mai mult sau mai puțin important, s-a înrăutățit în loc să se îmbunătățească. Și eu mi-amintesc foarte bine că în luna mai al anului 2016 ne-am angajat la o reformă și la o restructurare a organigramei primăriei, la o organizare pe scară largă de concursuri pentru funcții de conducere, director, șef de servicii, și nu s-a întâmplat nimic sau s-au întâmplat foarte puține lucruri. Faptul că 90% din bugetul primăriei Bacău pe 2019 este pe cheltuieli de funcționare, nu este un lucru în măsură să ne mulțumească, l-am mai spus și noi și anul trecut. Fonduri europene, dacă vă amintiți, practic de acolo a plecat acel conflict. Fonduri europene care stăteau pe loc nu puteau fi lansate în licitație pentru că nu se înțelegea să se achite o datorie generată de neperformanța vechii administrației. Din păcate și astăzi, am spus-o și aseară la spital, și astăzi sunt directori în Primăria Bacău care au ținut în loc proiecte, au generat pierderi, au generat întârzieri și acest lucru noi nu putem trece cu vederea. Repet, cea mai mare nerealizare cred că este înrăutățirea relației cetățean-funcționar din Primăria Bacău. Și dacă este altfel să mă contrazică cine trebuie să mă contrazică. Dar eu cred că relația cetățean funcționar din Primăria Bacău în 2020 este mai deficitară decât era în 2016, când aceasta a fost o temă de atac foarte corectă și la momentul respectiv. Credeți că parlamentarii prezenți aici și Vinceanu și Dunava pot reprezenta mai departe la nivelul pe care doriți dumneavoastră misiunea PSD-ului din Bacău? Nu înțeleg această separare. Sunt doi tineri care au o activitate foarte bună și la nivel parlamentar și la nivelul organizației PSD.
și la nivelul relației cu primarii, cu cetățenii. Și noi ne dorim ca toți cei care vedeți astăzi prezenți la conferința de presă să-și continue mandatele parlamentare în următorii ani. Sigur că acest lucru depinde foarte mult și de rezultatul alegerilor locale, depinde de felul în care vom comunica cetățenilor că ne-am ținut de cuvânt și am avut activitate parlamentară foarte rodnică, dar evident, evident că da. În sensul că vor fi pe primele locuri, pe sinizare, tineri, că aveți și o oarecare neîncredere pentru mântuirea apropo de domnul... Păi da, dar nu generalizăm și nici nu exportăm. Adică nu e corectă această paralelă și nu trebuie să-i afecteze neperformanța cuiva mai tânăr, unui edil mai tânăr, nu trebuie să afecteze un parlamentar mai tânăr sau... Nu văd... Nu. N-au nicio legătură. Ne analizăm separat. Nu. Și este prematur să discutăm noi acum aceste aspecte, cum vor arăta listele, dar vom miza în continuare și pe experiență și, atenție, dacă am mizat pe tinerețea lor acum 4 ani, ei nu mai sunt astăzi aceiași. Sunt mai experimentați, mai maturi și vom miza în continuare pe tinerețe. De ce nu? Dar nu cu orice preț, pentru că în 2016 s-a mizat în primul rând pe tinerețe. Și pe alocuri poate s-a greșit. Dar trebuie să mizăm pe tinerețe în continuare, dar nu pe în primul rând. Domnul Prefect s-a scris în tehnare? Cine? Da, este o întrebare care îmi face plăcere. Da, cred că e salariat la OMB, da. Aici pe centură ar trebui să-l... Da. Domnul Șova să vă... Nu, domnul prefect este... Eu obișnuiesc să-i spun prefectul apolitic PNL. Este un personaj foarte simpatic în sensul că a oferit declarația anului. Am văzut că visul lui a fost să devină 3 zile asistent social la primăria Măgirești. Și eu vă spun public că voi interpela pe 544 primăria Măgirești cum a făcut acea angajare într-un interval foarte scurt, unde s-a comunicat organigrama, concursul. Sunt niște neclarități care trebuie lămurite și de domnul prefect și de primarul comunei Măgirești, că tot s-a ocupat dânsul cu sesizări când cineva, domnul deputat Șova, a înțeles să felicite muncitorii de la centură, iar domnul Brașoveanu și domnul Foroiu au înțeles să marcheze bucuria oamenilor la Filipeni. Acest personaj sinistru din politica băcăoană s-a trezit să sesizeze autoritățile sub paravanul stării de urgență pe care dânsul nu o vedea, de exemplu, pe 10-11 martie, când i s-a propus o stare de alertă. Nu o vedea, dar a venit președintele României peste 2 zile și a declarat direct stare de urgență. Este un personaj sinistru, lamentabil, ipocrit, bugetar de lux și el și familia lui și se știe că știm că în fiecare zi vizitează sediul PNL și ia de acolo fel de fel de teme de atac, fel de fel de ținte la primar PSD, pentru că să nu uităm lunile ianuarie și februarie și le-a dedicat aproape exclusiv transferului de primar de la PSD. Nu i-au reușit, cum cred că să-i reușească nici în următoarele luni. Îi recomand să-și vadă mai mult de ce are de făcut la prefectura Bacău, să lase primarii PSD în pace. Centura, cred că nici astăzi n-a reușit să taie cei 2 plopi. El ne asigură de bunul mers al centurii ocolitoare, dar n-a reușit să îndepărteze nici acum cei 2 plopi. Da, asta este. Un personaj care nu face cinste funcției de prefect, dar m-am învățat cu prefecții liberali care se dau apolitici și după aceea funcționează ca o măciucă împotriva PSD-ului. Cred că va avea finalmente același deznodământ politic pe care l-au avut și ceilalți prefecți care s-au ocupat cu aceste lucruri. Și știți cum e cu transferul dânsului la PSD? Are dânsul un primar pe care îl apreciază foarte mult de la Ardeoan, care s-a cerut de vreo 3 ori la PSD și
PSD-ul nu i-a, nici măcar nu i-a crăpat ușa, dar minte să-i o deschidă. La fel e și pentru, e la fel de valabil și pentru acest domn Miroșanu. De altfel, dacă o să vedeți presa, m-am uitat în presa Vremii din 2008, când se inaugura centura opritoare a Bacăului de către primarul Bacăului, deputatul Pală, la momentul respectiv, Stavarache, și primul ministru Orban, să vedeți ce declarație caragioasă oferea atunci deputatul Miroșanu despre actualul lui șef, premierul Orban. O să am plăcerea să, în următoarele zile, să vă ofer acel articol din presa locală a Vremii, să vedeți cât îți de caragheș. Cum își aprindea Orban țigara de la un muncitor, că e fumător, nu? Cum promiteau ei să înceapă centura Bacăului, care, ce să vezi, a început pe 22 decembrie 2018 la centrul de afaceri, când ministrul transportului Lucian Șova a semnat cu firma Băcăuanu UMB, și astăzi primim asigurări de la Miroșanu că e bună treaba pe centură. Se rezolve plopii și după aceea poate prinde o brumă de legitimitate să vorbească despre acest proiect de infrastructură deblocat de PSD și care, pe care PSD-ul l-a șters de pe agenda campaniilor electorale ce vor urma. Și centura și aeroportul. În schimb, îi îndemnăm să, dacă tot ne-au condamnat la 4 ani de guvernare liberală, așa am înțeles de la șefii dânsului, îi îndemnăm să dea drumul cât mai repede la licitația pentru execuția autostrăzii a 13 Bacău-Brașov, peste 2 ani când va fi gata, 2 ani și jumătate când va fi gata studiu și documentația tehnică, și atunci vom felicita în public. Până atunci, pentru mine, PNL Bacău rămâne partidul care prin 2 deputați, Paler și Lungu, au cerut demisia ministrului transportului din Bacău în iunie 2018, deranjați că lucra la documentația pentru Bacău-Brașov și pentru centura Bacăului. Noi, eu, alături de colegii mei, am mai discutat în ședințele de partid, niciodată noi nu vom avea un asemenea demers în următorii ani împotriva unui ministru din Bacău, indiferent din ce partid provine. Să inițiem noi o moțiune împotriva unui ministru din Bacău, repet, indiferent că e de la PMP, că e de la USR, că e de la PNL, nu vom marșa niciodată la așa ceva, indiferent cine ne va cere. Plecăm de la ideea că un ministru din Bacău poate susține proiectele Bacăului într-un mod echilibrat. Și nu este menirea noastră să îi băgăm cuțitul pe la spate așa cum au vrut Paler și Lungu. Și eu am să o spun în continuu, pentru că ăsta este adevărul. Atunci, fără semnăturile lui Paler și Lungu, moțiunea USR nu avea, moțiunea USR constituită pe o înregistrare cu reportofonul pe sub masă. Tot mișelește. Și s-au trezit doi deputați liberali din România, ce să vezi, tocmai din Bacău, nemulțumiți că Șova lucrează la centura Bacăului și la autostrada Bacău-Brașov și, în paralel, în 2018, se asfaltau, am văzut că domnul Șova nu vrea să vorbească, se asfaltau deloc întâmplător, aproape 200 de kilometri de drumuri naționale. Vă reamintesc, Bacău-Vaslui, Comănești-Ghimeș-Făget, Bacău-Onești, Onești-Poiana-Sărată, Podul Turcului Ajut. Sunt drumuri naționale realizate în anii 2018 și 2019. Felicitări, domnul Paler, felicitări, doamna Lungu, pentru demersul din iunie 2018 de a-l demite pe ministrul Șova. Dar noi, PSD-iștii băcăuani, niciodată nu vom face așa. Chiar dacă va fi vorba chiar de unul dintre ei să fie ministru. Mai greu de crezut că ajunge doamna Lungu ministru, dar dacă va ajunge cumva ministrul apelor, promitem să nu semnăm împotriva dânsei. Pentru că eu n-am să uit că dânsa a fost directoare la apă, dar n-a reușit să rezolve decolmatarea la insula de agrement. Noi, ce alții n-au făcut în 5-6 ani, am făcut în 5-6 luni. Asta este realitatea și nu o pot nega nici dânsii. Domnul Miroșanu, dacă e în căutare de partid, poate să se înscrie la partidul Lord. Știți că există partidul Lord, este condus de domnul Nistor. Dânsul este ajuns deputat pentru că n-a putut domnul Nistor să ajungă deputat. I-a dat interzis domnul președinte Băsescu. Așa a ajuns parlamentar domnul Miroșanu. Mai sunt întrebări?
Dacă nu, eu vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru semnul de încredere pe care l-ați dat și nouă prin prezența noastră aici, pe care împreună l-am dat băcăuanilor. Consider că a fost o întâlnire de bun augur și vrem ca din săptămână în săptămână să ne întâlnim pe fel de fel de domenii, fie pe infrastructură rutieră, pentru că vor mai fi vești bune, fie pe infrastructura de sănătate, fie pe infrastructura de apă canal. Indiferent că vin alegeri, indiferent că vin campanii electorale, noi nu vrem să ratăm nicio zi în care să putem începe, în care putem începe un proiect pentru Băcăuani, indiferent cât de mic sau mare este. Vă reamintesc, de exemplu, podul la Unești. Am avut curajul de a începe în luna mai în campania de europarlamentare, convinși că nu trebuie să ratăm nicio zi, chiar dacă este campania electorală. La finalul lunii iulie vom merge împreună și ne vom bucura de inaugurarea unui obiectiv care practic unește Moldova de Ardeal, dacă pot să spun așa. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare.